Nicolae Steinhardt, când am întâlnit pe Constantin Monica în închisoare, în starea aceea, cu totul de deplorabilă, și după ce a aflat că el era primul pe lista celor pe care i-a dezvăluit Constantin Monica, Steinhardt a fost primul care l-a iertat. Și a transmis acest lucru direct printr-o strângere de mână, fiindcă a avut șansa de a sta cu el la proces. Fiindcă el își dădea seama în ce condiții de iad au trăit ei acolo. Cum fiecare dintre ei își pierdea propria personalitate și nu mai era în stare să facă nimic. După câte știu, toți cei care au fost trâți după noi ca în iadul comunist l-au iertat. Mai puțin o parte însă dintre soțiile lor, care au suferit mai mult decât ei, stând singure și dându-și seama că soților au fost distruși unii dintre ei pentru totdeauna. Au fost vremuri crunte. Vremuri atât de crunte cât sunt greu să ne imaginăm noi cei care nu mai am citit despre iadul închisorilor comuniste și totuși suntem îngroziți când ne le relatează cineva. Dăm cuvântul în continuare domnului conferențial universitar, doctor preot Ștefan Iloae, de la Universitatea Babeș-Bolyai.